Municipiului Medgidia pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României. După cum știți, ziua de 1 decembrie reprezintă un moment cu profundă semnificație istorice, un moment în care celebrăm actul fondator al României moderne, Marea Unire din 1918, când a fost proclamată la Alba Iulia Unirea Transilvaniei cu țara, desăvârșind astfel România Mare. Pentru că ziua de 1 decembrie 1918 a reprezentat, de fapt, împlinirea unui ideal istoric, concretizarea visului mai multor generații de români, și noi avem astăzi datoria de a păstra vie identitatea națională, de a pune umărul la consolidarea unei românii puternice, demne și prospere. Pacea, toleranța și armonia trebuie să ne caracterizeze pe toți și trebuie să înțelegem că numai împreună putem moderniza România și noi împreună putem schimba în bine viitorul generațiilor următoare. Închei prin a vă mulțumi încă o dată tuturor că ați acceptat invitația de a sărbători alături de noi Ziua Națională a României. La mulți ani, România, la mulți ani, români!
pot să vă spun că mă simt extrem de fericit. O spun din tot sufletul, ați văzut și atmosfera creată la Medgidia, e într-adevăr o comunitate unită, ceea ce pentru mine înseamnă foarte mult. Aici nu mai erau unii de stânga, unii de dreapta, unii de la un partid, unii de la altul, ci cu toții ne-am simțit foarte bine acum la acest eveniment important pentru noi toți românii. Ce le urați românilor acum la această de sărbătoare? Le urez din tot sufletul să fie fericiți, să fie mai buni unii cu alții, că uniți suntem puternici.